Salutare lume proteică și bine ați venit la un nou video de unboxing. Astăzi ne uităm la Zombie Kids Evolution, localizat de cei de la Lex Games. Haideți, am aici, am predeschis puțin ca să nu mă chinui, dar se pare că nu s-a rupt cum am vrut și tot o să mă chinui. Haideți să vedem ce se află în cutie. Ghidul vânătorului de zombi. Atenție, vei vedea un număr de plicuri în cutie. Nu le deschide până când nu este specificat acest lucru. Deci sunt aici diferite informații. Nu știu exact la ce pot să mă uit, la ce nu. Deci aici este ghidul de zombi. Probabil e regulamentul de joc. N-aș vrea să mai intru foarte mult aici în detaliu, fiind în frică să nu spoilui ceva din cadrul jocului. Aici observăm diferite caractere, niște zâuri și niște lacăte. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Aici avem planșa, avem aici o planșă și a doua planșă. Observăm, cred că e ziua și noapte. Da, da, aici e ziua și aici este noaptea, deci este pe ambele fețe. Haideți să vedem ce avem aici. Zic că aici sunt niște plicuri. 1, 3, 5... Probabil cu acele informații de care se spunea că nu avem voie să le deschidem. Haideți să vedem ce mai avem. Da, deci avem 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Deci sunt secrete. Pare să fie un joc gen campanie unde de fiecare dată mai descoperi un plic și mai primești niște informații. O să vedem imediat, o să vedem în momentul când o să fac videoul după ce citesc regulamentul. O să vă povestesc exact toate detaliile și o să încerc să fac videoul în așa fel încât să nu spoilui nimica, dar în același timp să pot să vă dau ideea jocului. Aici avem niște standere pentru caractere și aici avem un zar cu diferite fețe de zombie pe diferite culori, probabil probabil culoarea clădirilor, camerelor. Da, vedeți că și camerele au niște culori, deci probabil așa funcționează. Astea sunt lucrurile care se află în Zombie Kids Evolution. Avem diferite plicuri secrete în care nu ne vom băga acum. Aceste suporturi și acest regulament care probabil nu este secret, dar îl voi citi, bineînțeles, și o să vă fac prezentarea cât mai relevantă. Astea sunt lucrurile care se află în Zombie Kids Evolution. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă. Nu uitați mai jos și linkul către pagina de Patreon, dacă vreți să mă susțineți și cu o donație. O seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!